Gogo Cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Dragi prieteni, bună dimineața! Întotdeauna îmi place să răspund timpului meu, spune interlocutoarea mea din această sâmbătă. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, poeta, prozatoarea, autoarea de teatru și profesoara Saviana Stănescu. Bine ai venit, bună dimineața! Bine v-am găsit, mă bucur să ne revedem! Ce n-am spus și voi completa imediat e faptul că ai trecut oceanul să vin coace, practic lipsești de 18 ani de la București, mă rog, plus minus sosiri câteva și foarte scurte, și acum în sfârșit ai venit acasă. Doriți să vă aduc ceva de băut? Da, merită să vadă o cafea de la București, să bea o cafea de la București. O cafea bună, un cappuccino și o apă minerală la temperatura camerei, mulțumesc. Mie ca de obicei, cappuccino, mulțumesc. Mulțumim. E frumos aici. Saviana, am să încep abrupt cu o declarație a ta pe care am auzit-o înainte de premiera despre care o să vorbim imediat. Am auzit-o într-un interviu de la radio. Zice așa: e uimitor că la București toată lumea vorbește despre bani. Da, pentru că eu, nevenind de atâta timp și pur și simplu n-am prins România de după includerea în Uniunea Europeană, când am plecat eu, știți, aveam alte probleme și am trebuit să mergem cu vize în țările europene. Deci am prins o altă România atunci când am plecat eu și venind numai câte 2-3 săptămâni la un festival de teatru odată la câțiva ani, n-am reușit să simt viața din România, să înțeleg care sunt preocupările oamenilor acum. Având un semestru sabatic, mi-am propus chiar să stau în România, tocmai ca să mă rescufund în realitatea românească și a Bucureștiului, să înțeleg cum gândesc oamenii, cum suntem. La fel cum am descoperit New York-ul la început prin fotografii, am făcut fotografii și aici în București, casele vechi, graffiti, și am tot încercat să mă simt din nou acasă, fiind născută în București. Și să te simți din nou în literatura română, pentru că am să spun foarte repede, când ai plecat în 2001, ai lăsat ceva cărți aici, toată lumea miza pe tine ca pe un poet important al generației 90, deși nu cred că îți plac aceste așezări în loje generaționale, dar o să vedem. Și dintr-o dată citesc despre tine în Mexic, în Franța, la New York și uite așa, dintr-o dată americanii spun: mulțumesc. Saviana Stănescu, dramaturg de origine română. Probabil că am și eu un spirit de aventurieră, pentru că îmi place să iau tot timpul de la capăt. Nu e ușor. Într-adevăr, am plecat de aici când eram pe val, aveam cărți publicate, aveam o viață plină ca scriitor și ca om de teatru aici. Dar am zis că nu, trebuie să o iau de la capăt și să încerc să fac ceva într-o nouă cultură ca America. Și acum, iarăși, cum spuneam, simt că acolo m-am împlinit și am simțit nevoia să vin în România, să mai scriu și în română, să simt cultura română și să văd cum oamenii se relaționează după atâția ani. Și revenind la întrebarea cu banii, da, descoper o efervescență a Bucureștiului, a României, în sensul bun. Se întâmplă atâtea festivaluri, se întâmplă foarte multe lucruri, da, și în sensul celălalt am rămas uimită cât de mult se discută despre bani. Să începem așa, cu puțin timp în urmă, aproape o lună, am venit la Sala Mare de la Art Cube să văd un proiect special care mi-a plăcut foarte mult. Se cheamă chiar așa, The Revolution Project, Revoluția Română la 30 de ani, și e un proiect de teatru interesant,
nou, original, provocator. Eu trebuie să propun un proiect pentru un semestru sabatic care e plătit de universitate. Și puteam, firește, să merg în Argentina, la Paris, dar mie mi s-a părut important ca la 30 de ani de la Revoluție, căderea zidului Berlinului, a cortinei de fier, mi s-a părut că e necesar pentru mine ca dramaturg să mă întorc în București, unde am fost aici pe străzile Bucureștiului la Revoluție ca studentă și să încerc să scriu o piesă despre Revoluția Română. Zis și făcut. M-am concentrat. Nu știi cât de bine îmi pare, pentru că mă gândeam în urmă cu ceva timp, practic în intervalul de la sfertul de veac al Revoluției în 2014 și acum, la cei 30 de ani, că există totuși o Revoluție Română pusă în scenă de o britanică, Carol Churchill, și aveam nostalgia că n-a scris nimeni și în românește. Ei, uite, ai umplut acest gol. Exact, exact. Asta a fost și pentru mine, într-un fel, unul din motivele importante. Piesa lui Carol Churchill, Mad Forest, Pădurea Nebună, este cea mai cunoscută piesă în lume despre Revoluția Română. În America se montează peste tot, mai ales în universități acum, pentru că sunt multe personaje. Și când zici Revoluția Română în teatru, oh, Carol Churchill, Pădurea Nebună. Și mi s-a părut, ok, e minunat că avem o perspectivă din afară. Britanicii sunt specialiști în a scrie poveștile altora de secole colonizatoare și foarte frumos că sunt și buni. Dar trebuie să avem și o perspectivă din interior, m-am gândit. Și mi-am asumat eu rolul ăsta, sigur că trebuie să facă și o fac și alții, dar pentru mine, ca scriitor, ca român și ca acum dramaturg american, mi s-a părut necesar să încerc să merg la fondul lucrurilor și să scriu o piesă în română despre Revoluția Română. Am lucrat foarte bine cu actorii Ioana Bugarin, Ioana Flora, Nicolas Cațianis și Ioana Pavelescu. Cu toții au experiență în a lucra și în străinătate, deci au fost foarte deschiși la procesul meu de lucru, de new play development, dezvoltare de noi piese pe care la noi se practică permanent. Hai să dăm voie să explic un pic, ca să se înțeleagă exact diferența dintre teatru nou european și teatru nou american, da. Pentru că dacă în Europa se pune atât de mult accentul pe regizor, tu ai venit cu un proiect pe care îl coordonezi tu ca autor, respectând de fapt obiceiul de peste ocean ca autorul și miza să fie pe dramaturg și pe text, nu neapărat pe regizor, ceea ce ai și făcut. Dintr-o dată am asistat cu toții o sală plină care aproape n-a respirat, ai văzut. Am asistat, spuneam, la un work in progress. La un moment dat, în partea a doua a piesei, actorii vin cu propriile lor povești, ceea ce e colosal. Da, exact asta am încercat să aduc aici. Teatrul american și New York yes, în principal, e centrat pe dramaturg, pe textul nou. Și cum spuneai, teatrul europei continentale, că britanicii sunt un pic mai ca americanii, e centrat pe regizor. Iar noi acolo, ca dramaturgi, așa ne dezvoltăm un text nou. S-a dus vremea dramaturgului care scrie în mansarda ei de Fildeș și trimite piesa la teatre. Acolo, piesele noi se dezvoltă cu actorii. Câteodată scrii direct pentru anumiți actori, specific, o piesă. Ai așa făcut asta. Am tras cu ochiul la o repetiție și am văzut că în timp ce scriai textul acasă la tine, aici, în miezul Bucureștiului, de fapt, el ca o piele de șarpe îmbrăca biografia ale actorilor, propria ta biografie recentă. Experiența asta, frumoasă mărturisire, mi-a plăcut când ai spus la discuțiile de după premieră, sunt un autor matur. Mi-am dat majoratul, am 18 ani. Da, acum așa glumesc, pentru că se împlinesc 18 ani de când am ajuns în America, zic, în sfârșit, sunt majoră. Deci mă simt într-adevăr un dramaturg american cu operă, acum într-o fază în care, într-o fază de maturitate, în care pot să scriu orice. De asta mi-am și asumat acest proiect în România. Ca prietenii noștri să înțeleagă exact cât de originală, de exotică și de dinamică e Saviana Stănescu, la fel cum o știam eu în urmă cu un sfert de veac, uite ce, de conspir. Am să zic două secvențe. Debutul feminist fulminant în 1994 cu Amor pe sârmă ghimpată și dintr-o dată secvența
dincolo de celelalte cărți, memoria mea reține cu acuitate premiul tău din 2000, acordat de UNITER, unui autor necunoscut, Olimpiu Dima, da. Și dintr-o dată vedem în scenă o frumoasă doamnă, Saviana, pe care noi o știam că e poetă și semnase cu nume masculin. Te rog să povestești. Da, mi s-a părut că nu are rost să semnez cu numele meu din mai multe puncte de vedere și pentru că dramaturgii bărbați erau mai apreciați și pentru că eram cunoscută ca și critic de teatru și n-am vrut să fie influențați de asta. Și am semnat cu numele masculinizat al bunicii mele, Olimpia Dima. Deci Olimpiu Dima. Și mi-amintesc că Marian Popescu, care era președintele jurului, a rămas uimit când a aflat că eram eu și într-adevăr am apărut la gală cu rochia mea argintie. Da, poemele mele erau considerate feministe în anii 90. Cred că e mai degrabă faptul că am fost preocupată de problematica femeilor, a marginalilor, încă din România. Într-un fel sunt consecventă cu temele mele. De la Proscrisa, poemul dramatic din 97, dar înainte de el, Sfaturi pentru gospodine și muze. Da. Și asta, ca să știm de unde a pornit călătoria. Exact, a pornit exact de la niște poeme cu femei care au început să fie jucate și citite de actori ca Maya Morgenstern, puse în scenă. Și apoi, când am scris poemul dramatic Proscrisa, în 1998 mă trezesc cu un telefon de la Paris, de la Teatrul Gérard Philippe de Saint-Denis, că ei au selectat Proscrisa să fie pusă în scenă în cadrul festivalului Du Monde Entier. Am rămas uimită, eu mă consideram poetă. Și m-au invitat la Paris și au început să mă numească dramaturg. Zic, opa, m-au convins. S-a plăcut. Da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Ai gândit că ți se potrivește ca piatra la inel și așa a fost. Da, dar am continuat totuși să învăț, că aici noi nu aveam cursuri de dramaturgie și în 1999 am fost în Germania la Academia Internațională de Teatru de Vară, unde am studiat scriere dramatică cu Phyllis Nash, un dramaturg american care acum în Los Angeles scrie scenarii și care ca și în vogă Carol, și cunoscut, da, Carol cu Cate Blanchett și David Harrower. Deci acolo am scris prima mea piesă în engleză. Am revenit în România, am scris-o în română, Numărătoarea inversă. Mi s-a jucat, regizată de Radu Afrim și alți regizori importanți. De fapt, am văzut două piese, una sub mâna lui Afrim, magistral făcută și la fel de bună, a Teodorei Hergelegiu. Și apoi ți-ai luat rucsacul în spate, ca să zic așa. Da, de la Proscrisa citire am început să am o activitate internațională, să fiu invitată ca dramaturg în rezidență la Viena, să scriu o piesă despre Egon Schiele. Apoi British Council mi-a organizat niște lecturi de poezie și am câștigat bursa Fulbright să mă duc în Statele Unite. Dar iarăși ca un student perpetu ce mă aflu, în loc să merg la New York University ca scriitor în rezidență, cum puteam, visiting artist, am ales să fac un masterat în performance studies. Și până la urmă ai făcut studii două. Performative. Da, pentru că la noi nu era așa ceva și am vrut să învăț. Și așa s-a legat Richard Schechner, care e un regizor legendar de avantgardă în America. Și un era teoretician meu. Ilustru, exact. Pentru că, să o spunem, ai și prefațat și ai... Există acum, grație acestei întâlniri, a ta cu Schechner, o versiune românească a teoriilor lui, exact, care pentru actor sunt semnificative. Am îngrijit o ediție, o colecție a eseurilor lui fundamentale. Și, într-adevăr, Richard, când a văzut cum scriu în clasele lui, m-a luat ca scriitor în rezidență pentru compania lui East Coast Artists. Și am scris pentru el o reimaginare a poveștii lui Oedip din perspectiva Iocastei. S-a făcut la Teatrul La Mama din New York, a avut mare succes. Și a luat și premiu. A luat. Uh-huh. Și atunci mi-a oferit decănița de la Teach School of the Arts, New York University, o bursă să fac un masterat în dramatic writing, scriere dramatică. Cred și așa că am e stat. Pe moda americană, pe sistemul american, mai exact, atât de bine pus la punct, era bursa decanului, nu? Exact, exact. Da. Pentru că altfel n-aș fi stat, să spun sincer, eu nu aveam de gând să emigrez. Eu pur și simplu m-am dus acolo să mai învăț ceva, să sigur, să văd dacă pot face ceva ca artist la New York, dar nu să rămân acolo. Dar dintr-una în alta,
când am intrat la masteratul de scriere dramatică și mi-am scris primele piese acolo, Waxing West și Lenin Shoe, pantoful lui Lenin, au venit agenți, au venit producători, au început să-mi propună producții. Producția din 2007 a acestei piese Waxing West, Să epilăm spre vest, a luat premiu de teatru inovator al orașului New York și dintr-una în alta am început să primesc commissions, comenzi să scriu piese pentru comenzi diverse teatre. Inclusiv plăți pentru a scrie, nu? Sume care să te susțină să scrii. Păi da, commission în general vin cu ceva bani. Mai mulți, mai puțin, dar de aia le faci. Că, nu de aia, nu numai de asta, dar e și faptul că ai niște bani ca scriitor profesionist, dar și faptul că ți se creează o obligație să vii cu ceva bun și știi că acel teatru investește în tine și că va dezvolta piesa aia probabil spre producție. Asta e ideal, dar câteodată doar o dezvoltă până la faza de lectură. Dacă nu merge bine cu publicul, nu o continuă. Deci americanii au acest sistem foarte bine pus la punct de New Play Development, în care scrii o piesă nouă, auzi niște scene cu actorii, ai face o lectură publică, vin producători, vin agenți. Dacă merge bine, e un next step, un workshop production, o producție fără decor. Da, da, da. Apoi dacă merge bine, o iau un teatru mai mic. Apoi dacă merge bine, cu publicul, o iau un teatru mai mare de off-Broadway și tot așa. Dacă are succes comercial, poate ajunge și pe Broadway. Broadway-ul e mai comercial. Este. Și cum nu scrii muzicaluri, nu cred că asta e ținta ta. Ești foarte bine cum te-ai poziționat acum și la Ithaca College, unde studenții te iubesc. Când am obținut această poziție full-time de profesor la Ithaca College și de visiting profesor la Cornell University, mi s-a părut o oportunitate să mă stabilizez puțin în zona asta de profesorat. Predam în foarte multe locuri. E foarte mult de lucru pentru că, într-adevăr, stau în New York, merg după aceea în Ithaca, că e un orășel universitar upstate New York, în statul New York. Predau acolo de marți până vineri, mă întorc la New York, în orașul New York, să fac niște lucruri legate de piesele mele și noi avem și multe pauze și nu vacanțe, nu le aștept vacanțe, sunt multe academic breaks, pentru că studenții au nevoie să aibă tot felul de momente în care să aprofundeze ce au învățat. Și atunci sunt și momente în care poți să te concentrezi pe propriile proiecte. Avem totuși și susținere ca să putem pleca de la universitate când avem o producție, să facem un proiect. Dovadă că ești aici pentru 6 luni, ceea ce e foarte bine pentru noi, dar ne întoarcem la București și la ceea ce ai lăsat aici. Ai lăsat în 2001, da, cu puțin înainte de tragedia americană, ce moment ți-ai găsit, înainte de dezastru de la World Trade Center, plecai, treceai oceanul, când zic așa, lăsând ce? Un tată care te dorea campioană. De sport, de atletism. Da. Deci ai venit la emisiunea potrivită, la mic dejun cu un campion. Am făcut și eu atletism până la 14 ani. N-am reușit decât să fiu campioană regională la săritura înălțime. După care a fost amuzant. Când tata în sfârșit a înțeles că nu ăsta era talentul meu și eu scriam poeme, s-a apucat să mă antreneze cu poemele. Făcea, ok, acum scrii 2 poeme, după aceea dai din mâine așa, deschizi geamul, te antrenezi, mai scrii un poem. A fost deci simpatic. Ai avut un program multifuncțional. Și vreau să vorbim de această întoarcere la limba română după ce 18 ani ai trudit nu să înveți gramaticală engleza pe care o știai foarte bine, ci mi-ai spus odată referințele pentru personaje care să poată fi valabile și vii la New York sau la Washington sau... Am ajuns la New York, mi-am dat seama că da, știam engleza, dar nu ajunge să știi la nivelul gramatical, trebuie să știi referințele, să știi engleza colocvială, e diferită în diferite și cartiere ale New Yorkului. Da, una e de Brooklyn, una e cum vorbesc cei dintr-o anumită clasă, una e cum vorbesc cei din Harlem sau The Bronx. Deci ca dramaturg, tu trebuie să creezi personaje, trebuie să vorbească autentic. Și atunci, foarte mulți ani, eu asta am făcut, am ascultat cum vorbesc oamenii, îmi notam, stăteam așa prin cafenele, trăgeam cu urechea și îmi notam dialoguri colocviale.
mă uitam la filme, firește, în engleză, cu subtitlurile și îmi notam replicile. Deci am muncit foarte mult să găsesc organicitate și autenticitate în engleza colocvială acolo. Se spune în anturajul tău american că ai o engleză sofisticată și un limbaj teatral sofisticat, când poetic, când brutal și realist. Știi că noi pornind ca scriitoare aici, ca poet aici, și limbajul meu teatral e poetic. Până la urmă, chiar și un critic american, Randy Jenner, mi-a spus că poeziile tale seamănă cu monologurile tale. A simțit exact. Practic, cum spun unii, noi scriem aceeași piesă, versiunile aceeași piese, tot timpul, pentru că suntem preocupați de un lucru fundamental și îl explorăm din diverse perspective. Cred că asta fac și eu. Și am devenit din ce în ce mai bună, dar în esență spun tot povestea proscrisei. Chiar dacă acum acea proscrisă este o emigrantă la New York și sau un alt tip de, are un alt tip de marginalitate. În esență, eu am fost întotdeauna preocupată de problemele proscrișilor, marginalilor, celor care nu sunt văzuți de mainstream, de lumea prea vizibilă și de oamenii care au ceva de spus, dar sunt ignorați sau marginalizați sau au vocile cumva strivite de sisteme politice sau de alte probleme sociale. Dincolo de teatru, ce a însemnat pentru tine momentul 89? Pentru mine, momentul 89, fiind studentă în ultimul an, a însemnat o transformare majoră, un seism, dar în direcție pozitivă. În decembrie 89, stăteai cu sabia deasupra capului, da. Așteptând repartiția. Da. Dintr-o dată ni s-a schimbat viața în mod fundamental. Iar eu am putut să fac jurnalism, am putut să scriu în sfârșit, am putut să fac ceea ce îmi plăcea. Ai avut o replică pe care am reținut-o. Sunt ani în care trebuie să facem totul și tu făceai. Da. Făceai jurnalist cultural, scriai poezie, te gândeai probabil sau erai dramaturg fără să știi, acum îmi dau seama, de îndată ce ți-ai numit proscrisa teatru scenic sau poem scenic, era clar că teatru urma să vină. Dar e interesant că acum, după 30 de ani, dragă Saviana, stăm la aceeași masă, uite, bem cafea, într-un soi de contrapunct. Cea care își dorise un deceniu, toată tinerețea, practic, până în momentul 89, să plece din România, mai exact să fugă, și dintr-o dată, după 22 decembrie, am spus, dar sunt lucruri de făcut aici, și cea care dintr-o dată s-a uitat peste umăr și tu ai spus, cum, dar trebuie să te arăți, dar trebuie să ieși, te miști, să ieși. Mergi în lume, lumea e mare. Exact, ia de ce interesant, n-am știut asta despre tine, că aveai un gând să aveam pleci. Acest gând și revoluția mi l-a întors pe dos. Da, eu eram și sunt încă îndrăgostită de limba română. Când eram aici, intram tot așa în profuzimea limbii, îmi plăcea să fac jocuri de cuvinte, să o simt, să trăiesc. Îți place și acum, uite, ce am aici. Cântând ei construiau o cușcă, e antologia din 2017. Mă bucur de această culegere din cele mai bune texte ale tale. Da, sunt exact volumele din anii 90. Amor pe sârma ghimpată, Sfaturi pentru gospodine și muze și proscrisa, dar într-o selecție de Teodor Dună. Acum nu ești la mic dejun la București, ci ești pentru o clipă tot la New York, când un confrate american te întreabă: și cum a fost cu 89? A fost sau n-a fost? Pentru că personajele tale își pun această întrebare ca în titlul lui Porumboiu. A fost sau n-a fost revoluție? Hei! Alo! Băi, ce faceți? Unde mama măsii vă duceți? Mai vreau o dublă! Ce nu se aude? Mai vreau o dublă! Și nu las traficul. Veți avea nevoie de el ca să mă urmăriți când mă târăsc între sticlele sparte de la geamul meu împușcate. Cum să vedeți ceva dacă ați stins 10.000? Și am nevoie și de ghinghii pentru ochi. Vadă ura și lacrimile mele și neputința și naivitatea mea apocaliptică într-un mai bine. Vezi, cretinule, cum se zbate copilul mine, că nici nu pot sta pe burtă, cum sângele de picioarele mele se unește cu cel al tâmpiților ăstora care mor pe capete în jurul meu. Mai vreau o dublă, ce nu se aude? Mai vreau o dublă!
Transcriere, înregistrare de vreme. 0425, Ion Caramel. Oameni, nu mai beți alcool. S-au văzut oameni care beau, nu beți. Avem nevoie de minți limpe. Pe urmare, mulțime. 0436, glas. Unde mă? De unde au venit? 0440, femeie. Au rezistat ce florile aici. Au rezistat ce florile. 0446, Ion Caramel. Taci, bobiță. Taci acum. Puterea e în mâinile noastre, oameni buni. Mă uit cât sunteți. Câtă forță are poporul nostru. Această piață a fost plină cu oameni aduși cu forță, mintea blocată de frică, cu oameni îmbrăcați mereu în alte costume, care nu făceau altceva decât să cânte dictatorul în strună. Astăzi trebuie să ne cântăm nouă înșine. E momentul să cântăm, să dansăm. Deșteaptă-te, române! Mi-am dat seama că vreau să scriu o piesă despre Revoluție, discutam și cu actorii, dar nu e clar ce s-a întâmplat. Am făcut multă cercetare, am citit bloguri și documente, dar tot nu aveam un răspuns. Și atunci mi-am propus, ok, am să arăt exact asta, procesul de a încerca să înțeleg ce s-a întâmplat. Și faptul că oamenii discută, dezbat încă și nu știu exact ce s-a întâmplat. Și m-am gândit și să centrez piesa pe o certitudine. Morții de la Revoluție. Ăsta e singurul lucru pe care totuși îl știm. Că au murit niște oameni. Ana, 20 de ani. Nume de familie necunoscut. Ana de la kilometrul 0. Odihnească se-mi place. Nelumitu, 33 de ani. Nicolae Mateescu, 26 de ani. Nicolae Nicolae, 18 ani. Nicolae Stegaru, 35 de ani. Petre Popteanu. 24 de ani. E un crescendo teribil în piesă și o trecere subtilă, foarte bine stăpânită, de la teatrul documentar din prima parte la un realism metaforic din final, care ajunge la punctul culminant tocmai din pomelnicul ăsta sec al tinerilor care au murit și toți sunt aproape copii. Da, asta am vrut și eu. Să arăt trecerea de la, în procesul acesta de a crea un spectacol, de la teatru documentar, la ficțiune, cum creează dramaturgul personaje fictive, și apoi să revenim la o realitate din asta care taie direct pe suflet. Lucrul de o lună la acel spectacol m-a răscolit total. Există un concept în textul tău pe care îl traduci din engleză și care românește ar fi împăcarea cu trecutul. Bine, să încercăm să ne înțelegem trecutul și să găsim acest moment în care împăcarea cu trecutul închide un ciclu și poți să mergi înainte. Am avut nevoie tocmai să vin aici, acum, după 30 de ani, să încerc acest proiect, să mă consum, să mă răscolesc și să-l fac. Acum de-abia simt că pot să merg mai departe. Am exemplul celui mai tânăr personaj, această autoare de graffiti din piesă, nu vreau să povestesc ceea ce se întâmplă în scenă, dar toți la un moment dat sunt ținte vii cu cercul roșu al țintei pe piept, ca și cum ar îndemna, ca într-o proză a lui Cristian Tudor Popescu, împușcați aici, iar această Ana a ta din piesă, interpretată foarte bine de Ioana Bugarin, extraordinară actriță. Crezi că în viața civilă un tânăr de vârsta ei, adică un tânăr care era doar un gând și o promisiune în mintea mamei ei, era nenăscută, ar fi atât de tulburată cum e Ana din piesă, răscolind cenușa a ceea ce a fost? Tocmai că, vorbind cu Ioana Bugarin, da, am realizat că și pe ea a consumat acest proiect și ea a făcut această căutare personală în a descoperi personajul și a-l reprezenta cât mai bine. Deci, toți actorii mi-au spus că întregul proces de dezvoltare a piesei a fost important și pentru ei, pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu trecutul, cei care n-au fost născuți, sau pentru a se împăca și a înțelege cum au depășit acel moment cei care au fost implicați, ca Ioana Pavelescu, nu, care a fost la televiziune, care a pierdut un copil. Care a fost la Jilava, da. Care a fost bătută în burta de gravidă. Aia e ficțiune. E ficțiune. Da. Realitatea este că a fost la televiziune și era gravidă și a pierdut copilul, fiind toate mișcările alea, fiind pe stradă. Eu am făcut ficțiunea cu Jilava pentru că știu
de la alții și care au mărturisit pe bloguri și în alte părți că au fost oameni arestați pe 21 decembrie și atunci în stilul american, nu, ca să am un eveniment central al piesei, să am o ancoră, pentru că altfel ar fi fost în toate părțile, am creat momentul de la Jilava cu 4 oameni care au fost arestați. Vezi, poate că și alții au fost convinși, cum am fost eu, legând fapte reale, precum pierderea copilului, precum prezența ei în studioul 4 al televiziunii române. Am asimilat imediat și partea ei de rol, aceea a mamei care, pentru care Revoluția... Asta face ficțiunea bună, ficțiunea care se bazează pe realitate. Cred că exact ăsta a și fost scopul. Înseamnă că au fost personaje convingătoare. Ce crezi că trebuie să facă teatrul pentru om, pentru lume? Eu chiar cred că teatrul e foarte important pentru a interoga societatea în care trăim. Eu chiar cred că, mă rog, ca dramaturg și în general ca scriitor avem această misiune, să încercăm să înțelegem ce se întâmplă în jur. Dacă nu avem toate răspunsurile, măcar să punem întrebările necesare. Tocmai pentru că viața mea a fost așa de mult influențată de evenimente majore ca Revoluția în 89, 9-11, 11 septembrie la New York, ajungând cu 2 săptămâni înainte, dintr-o dată lumea s-a răsturnat din nou pentru mine. Și atunci, fiind chiar la New York University, noi aveam și cămine studențești lângă turnurile gemene, toată lumea era îngrijorată că poate au murit și cei de acolo. Veneau oamenii din zona turnurilor gemene după ce au căzut alb la față, plin de, nu, acel nisip, acel praf al distrugerii. Și după aceea, după tot ce s-a întâmplat, toate proiectele noastre și ale mele în particular au fost legate de 9-11. Într-un fel, poate de asta am devenit atât de implicată în a explora problemele societății sau ce se întâmplă în jurul meu, pentru că un an de zile am făcut numai proiecte artistice legate de 9-11 și după aceea lucrurile iarăși au continuat despre imigranți, despre marginali, despre cei care erau profilați ca teroriști și nu erau, despre cei care nu erau înțeleși, veneau din alte culturi și unor oameni plini de prejudecăți le era frică de ei. Deci am început într-una să atac aceste subiecte din jurul meu, ale societății newyorkeze. De fapt, ele erau dintr-o dată ale lumii întregi. Exact. Gândește-te ce secvență de teatru sau de film, cum preferi. Mergeam pe Valea Someșului într-o deplasare cu filmări, atunci, în 2001, și într-un câmp de porumb de la Beclean, am văzut 2 steaguri, al României și al Americii. Ia, imediat uite. După... Da, și mi-am dat seama ce mică devenise lumea, da. Ce intime erau dramele tuturor, chiar dacă ne despărțeau un ocean, și concret pe tine, autorul din Est, femeia estică, da? Ce te-a învățat prompt America și după 89 românesc și după 9-11 american? Exact asta ce spuneai. Primul meu proiect a fost să fac fotografia ale steagului american după 9-11, pentru că devenise un simbol al solidarității. Erau steaguri americane peste tot, pe cești de cafea, în ferestre, pe ciorapi, pe umbrele, pentru că devenise așa o expresie a solidarității, a faptului că toți suntem New Yorker, pentru că am trăit acel moment al New Yorkului rănit. Iar acum în București am făcut fotografii cu grafiti și cu clădirile vechi din București. Am redescoperit Bucureștiul prin intermediul fotografiei și a cuvintelor. Deci cred că New York-ul și America m-a învățat exact asta. Să fiu mai conștientă de realitatea în care trăiesc, de identitatea mea, de întrebările care trebuie puse legate de identitatea noastră și legate de societatea în care trăim, de locul unde suntem. M-a învățat să răspund la ceea ce se întâmplă în jur, să răspund ca artist. Ai revăzut Bucureștiul și ai să te duci cu memoria lui și cu ipostazele lui fotografice în America lui Trump. Nu e o altfel de America deja? E deja. Față de visul american spre care te îndreptai tu în urmă cu 18 ani. De fapt, multe dintre piesele mele cu emigranți în America se referă exact la asta, cum visul american devine coșmar. Pentru că, într-adevăr, idealismul multor oameni care se așteaptă ca America să fie așa minunată, țara unde banii cresc în copaci și plouă cu bani, nu e chiar așa, bineînțeles. Iar acum, normal, sub președinția lui Trump, s-au înăsprit condițiile, America nu este atât de primitoare cu imigranții,
Deci e un moment dificil, tocmai pentru a fi diferit, pentru a fi străin. În lumea asta globală în care trăim, dacă nu învățăm să acceptăm diferența, să acceptăm că putem trăi într-o țară de adopție pe care ne-o dorim, din motive oarecare, economice, de împlinire profesională, din păcate motive politice ale celor care se refugiază din țările. Tu ai avut în 2001 motive politice sau personale sau profesionale? Am avut motive profesionale pentru că îmi doream să mă perfecționez ca scriitor, ca artist global, să înțeleg, să văd problemele și ale României de la distanță, pentru că ai nevoie de distanță geografică și temporală ca să poți scrie despre niște lucruri, cum am făcut acum cu Revoluția, dar și din motive personale. Bunica mea a fost născută în Statele Unite. Bunica mea și surorile ei au fost cetățeni americani toată viața lor. Ei, în momentul ăsta de urcușuri și coborâșuri și dileme și... De ce ți era cel mai dor de acasă? Să spun sincer, mi-era dor de limba română, pentru că eu, totuși, ca scriitor, mă formasem în limba română. Iar pentru mine, emigrarea și mutarea în spațiul american a însemnat, în primul rând, mutarea în altă limbă. Deci asta a fost cel mai greu. Mai curajoasă și mai dificilă. Da, să mă mut în altă limbă cu totul, cu gândurile, cu visurile. Asta acum e greu. Acum visezi în engleză americană? Da. Replicile din visele tale sunt în engleză americană? Da, nu, mai sunt și română. Deci acum visez global, așa, cu, în toate visez limbile. Biling. Da, visez biling. Ai făcut această translare reușită, formidabilă, da. Când prin 2011, cred, sau 12, la Festivalul Național de Teatru, de fapt Internațional de Teatru de la Sibiu, ți-am văzut o piesă invitată, era vorba de... Polanski. Da. Plutea în aer scandalul sexual, da, cu Dominic Strauss-Kahn, da, și tu veneai dintr-o dată cu acest... cu o nouă lentilă pe un caz asemănător. În clipa aia Polanski, cred că era... cu domiciliu forțat în Elveția. Și m-am gândit cum or fi făcut newyorkezii în fața acestui caz, văzându-se confruntați cu puritanismul lor american față de, să zicem, elitismul european și așa mai departe. Da, a fost foarte interesant. Acel text a fost comisionat de actor, Grant Neal. Grant Neal, toată lumea îi spunea că seamănă cu Polanski, da, în jur de 40 de ani. Nu că seamănă, dar lui îi și merge acest teatru, da, corporal, care exact e cumva pe muchia tabloidului. Exact. E pentru foarte greu el să... El vine dintr-o companie de teatru fizic, e, da, foarte bun, exact. Și culmea, e și născut în aceea zi cu Polanski. A, n-am știut, iată. Deci era deja o chestie de destin acolo. Da, și am scris textul pentru Grant Neal și s-a jucat acolo la New York în diverse teatre, am fost invitat și la Sibiu, la Cluj, la Festivalul de Film. Ce să zic, da, acolo și acum cu mișcarea Me Too, dar și înainte, genul ăsta de regizor sau bărbat de la Hollywood care a făcut așa ceva, abuz sexual, este pur și simplu, la ora asta, văzut extrem de prost, ca să folosesc un eufemism. Da, adevărul e că America nu iartă scandalurile, nu, sexuale și... Da, mai ales cu fetițe, cu, da, copii. Și e normal să nu închidă ochii nimeni la asta. Da. Și mă întorc, draga mea, tot la Revoluția Română și te întreb așa, ca într-o replică de teatru. Ei, și acum, după 30 de ani, Saviana Stănescu? Sper ca proiectul ăsta, The Revolution Project, să-mi aducă împăcare cu trecutul pe capitolul ăsta cu Revoluția. Cred că merge și chiar așa, ca spectacol lectură dezbatere sau spectacol lectură forum, cum a fost prezentat, cu o dezbatere după aceea. Pentru că, pur și simplu, cred că oamenii au nevoie să vorbească despre asta, aici, în România sau în diasporă. Deci o să prezentăm și la New York. Nu e o piesă doar pentru români și mi-ai spus că, practic, o să o iei de la capăt într-o versiune engleză, nu traducând, ci scriind-o pentru americani. Da, și, da, atunci, care este miza noutății? Ce vor afla ei în plus de la 89 sângeros de la București, da, cu toate tarele lui pe care le-ai pus în scenă. Da, pentru că aici, pentru români, mi s-a părut că acea listă a morților, sigur, e foarte importantă, e terapeutică, e necesară. Nu știu dacă acea listă funcționează la fel de bine la New York pentru un public american. Și atunci trebuie să fac altfel, să centrez, să focusez piesa pe niște lucruri pe care le pot înțelege ei. Uite, în 2014, la 25, da, de ani,
am fost și la Göteborg într-o dezbatere cu, profundă despre momentul 89 în Est și după aia m-am dus și la Sorbona unde după 25 de ani încă nu se spunea în termen de fake news, e la mod acum, dar spuneau marea mistificare de la București. Ei, nu ne stătea prea bine cu asta. E adevărat, dar cred că tocmai acum și în situația politică din America e important pentru americani să afle cum au fost, cum au trăit niște oameni sub comunism, cum au trăit niște oameni sub dictatură, cum s-a întâmplat ca să se răstoarne un sistem și care este starea mentală și starea de grație a oamenilor care merg la o revoluție. Cred că e important să vadă asta într-un mod autentic, venind dintr-o țară care a trecut prin așa ceva. Chiar dacă nu le dăm un răspuns clar și nici noi nu știm exact ce s-a întâmplat, știm totuși că s-a produs o transformare profundă, că am avut libertate de expresie după aceea, că de 30 de ani de zile, totuși, în ciuda dificultăților, România este o țară democratică, liberă. Îți place cum ai găsit România? Că tocmai căzuse guvernul când tu erai pe aici în primele zile. Mi se pare, îmi place că e foarte vibrant și se petrec lucruri și nu se cumva discută. Cumva mirarea ta și clemența pe care o acorzi României vine din faptul că te uiți doar la mediul artistic? Ți-ai pus această întrebare? Da, nu, absolut. Și îmi dau seama, deci în ciuda faptului că da, se discută despre asta și teatru și lumea artistică este vibrantă și interesantă, mă uit totuși la schimbările de substanță. Se petrec atâtea în termen de vorbe și suntem foarte buni la vorbe. Dar unde sunt schimbările de substanță? Unde sunt drumurile care trebuie reparate? Unde sunt clădirile de renovat? Și, draga mea, unde e adevărul revoluției după 30 de ani? Că, de fapt, nu vreau să ocolim asta. Am așteptat și la 10 ani și am zis că primii 10 ani sunt prea puțin. Da. Și la 20 de ani și la 25 și iată, sunt 30 de ani, vorbim de 3 decenii curse, fără să știm exact cine a tras în noi, dacă vrei să iau... Adică asta, și suntem foarte buni în a face, în a despica firul în patru, în a spune lucruri inteligente, în a filozofa. Bine, nu noi, că nu e treaba noastră să facem aceste schimbări. Dar dacă fiecare și-ar face treaba bine, unde au ei de făcut ceva, fiecare pe meseria lor și fiecare ar instila această disciplină etică a muncii, de la politicienii și miniștrii României până la omul care face ceva, face curat. Asta e, mi se pare mie, foarte important. Atunci cu toții putem schimba ceva, pentru că, de fapt, schimbările nu sunt numai în stradă ca revoluția. După 30 de ani, schimbările ar trebui să petreacă lucrurile astea mici, de zi cu zi. Și oameni, că asta e ultima provocare pe care ți-o lansez. Ai găsit români schimbați pe dinăuntru lor? I-ai simțit mai exact că sunt altfel, întorși cu fața spre soare? Cred că există o disponibilitate și o încercare în direcția asta, bineînțeles, dar tocmai de asta am făcut proiectul Revoluția și, nu știu, sper să fac și alte proiecte pentru a aduce în discuție aceste lucruri. Poate în felul nostru, în teatru, în literatură, pe cât putem noi, dacă aducem un pic de conștientizare în mintea oamenilor că începe munca cu ei înșiși. Asta e, într-un fel, lucrul cel mai important. Nu aștepta tot timpul să ți se dea ceva de sus, ca pe vremuri, să rezolve problemele neapărat numai miniștrii și președinții. Trebuie să încerci să vezi să faci ceva tu, în primul rând, care e mica diferență pe care o faci tu zilnic. Cu siguranță, una dintre luminile vizibile ale momentului 89 este și aceasta, că am stat... ca între prieteni, sâmbătă dimineața la televizor, da, vorbind lucruri importante și având convingerea că ceea ce ne salvează e să facem lucrurile bine, cum spuneai. Și ca să vedem că tu le-ai făcut bine, chiar foarte bine, îți trec așa peste masă, okay, cartea ta de antologia de poeme, te rog să alegi pentru final, da, ceea ce crezi că s-ar potrivi pentru o încheiere bună. Ce să zic, probabil o să citesc unul dintre poemele mele cu femei de pe vremea aceea, tocmai ca să arăt că a existat o evoluție. Pe atunci scriam aceste portrete de femei
care se aflau într-o stare de continuă evadare, cum să iasă dintr-o situație. Și iată, azi noi totuși suntem femei stăpâne pe ele, cu o carieră, cu voci clare, independente și care au ceva de spus. Deci am să citesc din ciclul femeilor care nu o duceau așa de bine și încercau să scape de tutela patriarhală. Și care erau în cușcă, cum zice titlul păi tău. Păi da, că de-aia volumul e Cântând ei construiau o cușcă. Da. Clara. Clara avea trupul în carouri, așa că îl împărțise, îl numerotase. A5, B3, C7, I9 era pătrățelul lui favorit. Acolo își depunea dimineață de dimineață sărutările, amintirile, șoaptele. Acolo se crease un morman de sărutări murdare, adică istovite, uzate, incapabile de a se repeta. El era inventiv, dar nu putea renunța la I9. Apoi B7 devenise locul în care se odihnea, după mutare, îndrăzneață foarte la C5. Și mai era colțul celest, A1, unde se înghesuiau îngerii, chibiții morți de curiozitate, să vadă ce va urma după celebrul atac la B7. Nu câștiga nimeni, nu vă imaginați că era o bătălie obișnuită. Clara avea probleme când se amoreza. Carourile se stompau până la dispariție. El o părăsea indignat de întreruperea partidei. Ea plângea, îngerii râdeau și într-un târziu se hotărau să se joace pe trupul Clarei, tras în linii, desenând carouri. Mulțumesc, Saviana Stănescu! Ne bucurăm că am fost împreună în dimineața asta de sâmbătă și nu am să aștept o nouă aniversare a Revoluției Române, da, de 35, de 40, ca să te mai auzim, să te mai vedem, să mai venim la teatru. Mulțumesc. Și ne mai vedem și la o cafea. Și ne mai vedem și la o cafea. Pe curând. Pe curând.